Scrutinul electoral de astăzi nu a fost scutit de incidente. Într-una din secțiile de la Schela de Sus, unul dintre membrii PSD acuză că a fost agresat de unul dintre adversarii politici. Dumnealui a parcat pe partea dreaptă a carosabilului pe calea Severin, în dreptul numărul 59A. Am văzut că s-a oprit. Eu m-am deplasat mai departe, am semnalizat regulamentar. Am ocupat partea stângă a carosabilului, pe care am văzut că vine o mașină din față, m-am băgat pe dreapta și am oprit. Și când m-am oprit, am crezut că și dumnealui a oprit să vorbească cu mine în spate, m-am gândit că de asta a oprit să vorbească cu mine și m-am vrut să mă dau jos din mașină. Când am observat că m-am dat jos din că vreau să mă dau jos din mașină, a pornit în trombă și mi-a agățat ușa. Mi-am împins ușa peste cap, fiind o mică avarie. Tânărul cel agresat pe social-democrat confirmă incidentul, însă nu recunoaște că ar fi făcut-o cu rea credință. Alin Chirilă susține însă că a fost un gest intenționat, pornit împotriva celor de la PSD. Ce s-a întâmplat? De ce ați dat cu mașina PSD? Dumneavoastră, atunci când depășiți o mașină și cineva se dă jos din mașină, fără să se asigure, considerați că a fost o devină în accident? Înainte, se pare că l-ați înjurat. Dânsul spune că eu l-am înjurat la telefon. Alin Chirilă a anunțat că va depune plângere penală. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:20.